În videoul ăsta o să-ți explic care sunt pașii necesari pentru a putea zbura o dronă legal în România în 2021. Hai să vedem! De la 1 ianuarie 2021 a intrat în vigoare noul regulament european cu privire la zborul dronelor în toate țările membre. Din fericire, asta înseamnă inclusiv la noi. Pentru început, vor exista mai multe categorii de zbor. Open, adică deschise, specific și certificate. Categoria Open este împărțită și în alte 3 subcategorii în funcție de greutatea dronelor. Și avem așadar A1 pentru dronele sub 500 de grame. Aici intră Mavic Mini 1, Mavic Mini 2, Spark și dronele FPV care sunt sub 250 de grame. A2 care este pentru dronele între 0,5 și 2 kg. Aici ar putea intra Mavic 2 Pro, Mavic 1 Pro, Mavic Air, Mavic Air 2, Phantom, Phantom 3, 4 și ce mai tu pe acolo. Și mai avem A3 care este pentru dronele între 2 și 25 de kg. Cum ar fi dronele cu care ridici o cameră de cinema sau dronele cu care dai comandă de shawarma. Ce? N-avem drone care ne aduc shawarma? Uite, asta e o idee bună de afacere. Aceste subcategorii A1, A2 și A3 aduc de la sine niște restricții de zbor, cum ar fi înălțimea maximă la care poți zbura și distanța minimă la care drona trebuie să stea față de persoanele neimplicate și alte clădiri. Ca să nu mai stau să spun fiecare limită în parte, o să pun aici un tabel, tu dai pauză, te uiți la ele și apoi continuăm. Pe lângă categoria open sau deschise, există categoria specific. Asta este pentru situațiile în care vrei să zbori sub limitele impuse de categoria open. Pentru asta ai nevoie de o aprobare de la AACR. Și ultima categorie este certified sau certificate pentru taxiuri ale viitorului, cum spun ei pe site, care vor transporta oameni prin oraș zburând sau drone care pot transporta greutăți foarte mari. După 2022 vor apărea etichete de identificare pe fiecare dronă, notate de la C0 la C4, ca tu să nu-ți mai bați capul. Dar până atunci va trebui să le clasifici tu în funcție de greutatea lor. Bun, deci ce trebuie să faci ca să zbori legal în România în 2021? Păi, dacă drona ta are sub 250 de grame și nu are o cameră foto-video, este considerată jucărie și nu trebuie să te înregistrezi ca operator. Deci distracție plăcută și mulțumesc că te-ai uitat la video! Și acum începe distracția. Dacă drona ta are o cameră foto-video, trebuie obligatoriu să te înregistrezi ca operator în platforma oferită de AACR, să-ți înregistrezi drona și să lipești numărul de identificare pe ea. Link în descriere. Pentru a te putea înregistra ca operator de dronă, trebuie pentru început să-ți creezi un cont în portalul airpass.ro. Apoi intri în cont. Pentru a te înregistra ca operator de dronă, accesează operatorul OAS, cerere înregistrare. Vei putea alege între persoană fizică și persoană juridică. Ți se vor cere datele personale, seria unică a dronei și o fotografie cu aceasta. Pentru a găsi codul de operator ce trebuie pus pe dronele tale, îl vei găsi în panoul general. De asemenea, numărul de identificare poate fi scris de tine cu mâna pe o foaie și lipit cu scotch pe dronă. Dacă vrei totuși să dea ceva mai bine, te poți duce la un centru de printat și să-ți facă un sticker. Deși pare puțin complicat, trebuie totuși să ai în vedere faptul că înainte înregistrarea la AACR costa bani, undeva la 90 de euro plus TVA și trebuia să te deplasezi la ei la sediu. Acum e gratis și online, deci nu te poți plânge. Dacă ai o dronă peste 250 de grame, ea se încadrează în categoria Open, A1, A2, A3. Dar ca să ai voie să zbori în categoria asta, pe lângă faptul că trebuie să te înregistrezi ca operator în platforma AACR cum am discutat și să îți înregistrezi drona și să lipești numărul de identificare primit pe ea, trebuie să obții o certificare pentru A1, A2 și A3. Altfel, n-ai voie să zbori în categoria asta. Pentru a obține certificările, trebuie să citești documentația oferită de pe site-ul AACR și să dai un examen online. Link în descriere. Pentru a susține examenele, trebuie să accesezi secțiunea Pilot UAS Examinare. Vei avea de ales între examinare A1 A3 și examinare A2. De asemenea, cei de la AACR oferă și materiale de training pentru ambele examene pe care le găsești la Pilot UAS Materiale de training. Odată obținute examenele, le vei găsi în secțiunea Pilot UAS Certificări. Examenele nu sunt înregistrate audio-video, cel puțin la momentul de față. Sunt de tip grilă, cu o singură variantă corectă de răspuns, durează 60 de minute și au 40 de întrebări pentru A1, A3 și 30 de întrebări pentru A2. Pentru a promova, ai nevoie de 75% răspunsuri corecte, adică 30 de răspunsuri corecte pentru A1 și A3 din 40
și 22 din 30 pentru A2. Dacă piști testul, nu-ți face griji, îl poți repeta în 24 de ore, bineînțeles gratuit. Unele întrebări sunt formulate puțin dificil, dar per total sunt de cultură generală, iar dacă citești documentația oferită de ei, eu zic că treci fără griji. Într-adevăr, cei care au dat în afară, cum ar fi în Luxemburg, au avut o documentație ceva mai bine pusă la punct, cu materiale video, dar să fiu sincer, eu nu am avut probleme cu examenul A1, A3 și am citit doar documentația oferită de AACR. Pentru a susține examenul A2, trebuie să fi promovat mai întâi examenul A1, A3, altfel nu îl poți da. Zborul trebuie anunțat în continuare telefonic la centrul de operațiuni aeriene, nu te ia nimeni la rost, doar că trebuie să știe că există o dronă în aer în cazul în care trece pe acolo un elicopter sau un alt aparat de zbor. Numărul de telefon în descriere. De asemenea, trebuie să mai ai cu tine prezente certificările A1, A3 și A2, după caz. Le poți printa pe foaie, alții am văzut că le-au făcut sub formă de card ca să fie mai fancy să le arate la fete la petreceri. Totuși, pe site-ul statului major al apărării scrie că pentru fotografiere și filmare aeriană ai nevoie de un aviz MAPN, secția Survol. Pentru asta trebuie să trimiți un formular cu 2 săptămâni înainte. Link în descriere. Deci, în concluzie, dacă ai o dronă mai ușoară de 250 de grame și nu are cameră foto-video, distracție plăcută. Dacă ai o dronă sub 250 de grame care totuși are o cameră foto-video, trebuie să te înregistrezi ca operator în site-ul oferit de AACR, airpass.ro, și să-ți înregistrezi drona. Lipești numărul de identificare oferit de ei pe dronă și ești gata de zbor, ținând cont de regulile oferite de categoria Open A1 A3. Dar nu ai nevoie să dai examen pentru ea. Dacă ai o dronă mai grea de 250 de grame, ai nevoie de o certificare de zbor Open categoria A1 A3. Pentru asta trebuie să susții examenul A1 A3. Dacă vrei să zbori sub limitele oferite de categoria A1 A3, atunci ai nevoie de A2, dar pentru a putea susține acest examen, trebuie mai înainte să fi promovat examenul A1 A3. Pentru a promova examenul A1 A3 trebuie să răspunzi corect la 30 de întrebări din 40, iar pentru A2 ai nevoie de 22 de întrebări corecte din 30. Dacă pici un examen, îl poți repeta în 24 de ore. Toate examenele sunt gratuite. Zborul trebuie anunțat telefonic la centrul de operațiuni aeriene. În România, dacă înregistrezi foto-video, ești aparent obligat în continuare să obții un aviz de la MAPN, secția Survol. Pentru toate lucrurile astea, găsești linkurile în descriere, precum și numerele de telefon. Mulțumesc că te-ai uitat până aici, sper că te-a ajutat să înțelegi ceva mai bine subiectul ăsta și dacă ți-a plăcut videoul, poți să mă susții cu un like și un subscribe pentru că mă motivează să mai fac și alte videouri. Asta este.